Spitalul Municipal Câmpina tocmai a pus la punct un sistem de testare COVID-19 pentru angajații proprii. Unitatea a încheiat un contract cu un laborator din București, laboratorul care asigură această testare și pentru DSP Prahova, iar angajații noștri, eșalonat, vor beneficia de această testare. Vom lua în prima serie angajații din zonele cele mai expuse. Vom începe cu centrul de primiri urgențe, terapia intensivă, secția de boli interne și vom continua cu celelalte secții și servicii. Firește, aceste testări se vor efectua și pe baza acceptului angajaților. Costurile cu această testare vor fi suportate din sponsorizările dumneavoastră. Foarte multe persoane fizice, foarte mulți cetățeni, persoane juridice, începând cu angajații din primărie, primar, viceprimar, consilieri, au donat sume de bani care sunt în acest moment în conturile noastre și către aceste sume ne vom adresa pentru a acoperi cheltuielile necesare cu testarea angajaților. Această testare va aduce un plus de siguranță în gestionarea crizei anticovid în continuare. Vom putea detecta personal asimptomatic pe care să-l putem trata eficient la timp și totodată să putem preveni atât infectarea colegilor cât și a pacienților noștri. Sperăm că această măsură să ajute și mai mult buna funcționare a activității medicale în spitalul nostru și, bineînțeles, pe această cale vreau să mulțumesc încă o dată celor care au susținut financiar nevoile spitalului în această perioadă.